copii, ce faceți? Bine! Bine! Îmi spuneți și mie cum vă cheamă? Pe mine mă cheamă Ștefan. Ana. Ana? Da. Ia spuneți-mi ce faceți voi mâine. Mergem la școală! Da. Fizic. V-ați bucurat de vacanța asta? Ne-am bucurat foarte mult și mai ales cu zile în plus. Ați primit zile în plus, așa e? Da. Credeți că și copiii mai mari s-au bucurat, care nu mai au vacanță în noiembrie? Da. Da? Cred că s-au bucurat foarte mult. Ia spuneți-mi, eu știu că voi înainte de vacanță ați avut ore online. Da. De mâine cum începeți? Fizic. Fizic. Și să înțeleg că vă bucurați mult de tot. Da! De ce v-a fost cel mai și cel mai și cel mai dor? Un singur lucru fiecare, ia să vedem. Mie mi-a fost dor de colegii, de toată clasa mea. Și ție, Ana? Toată clasa mea. Toată clasa? Da. Cum v-ați pregătit voi pentru mâine? Ne-am pregătit ce ne trebuie. Manuale, caiete, etc. Și suflet. Și ce? Suflet. Și suflet? Da. Ce frumos, Ana. Sper să aveți un semestru frumos și ușor. Știu că mai sunt doar 7 sau 8 săptămâni și o să vină deja vacanța de iarnă. Da. Și sper să vă bucurați de ea cu multă, multă zăpadă. Da. Iar între timp să învățați bine, bine, bine de tot și să vă protejați, da? Da. V-am pupat! Pa! Bună ziua, doamnelor și domnilor, Manca Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Sper că v-au plăcut cei doi copilași drăgălași care ați văzut cu câte emoție vorbeau despre începerea școlii, cât de mult își doreau să meargă la școală. Este adevărat, în județul Vâlcea a început școala. Bineînțeles că vom discuta despre toate aspectele primei zi de școală de după cele două săptămâni de vacanță forțată, dar trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că la Pedagogic, Colegiul Național Matei Basarab, unul dintre cele mai bune licee din județul Vâlcea, școala a început online. De ce? Ar trebui să-i întrebăm pe membrii Consiliului de Administrație de acolo, cei care au decis că elevii nu au ce căuta în bănci la școală și că vor începe școala online. Dar despre toate aceste lucruri, doamnelor și domnilor, astăzi o am alături de mine pe Mihaela Andreianu, sărbătorita zilei. Bună ziua, la mulți ani! Mulțumesc frumos! Asta nu înseamnă că dacă e ziua dumneavoastră, nu o să discutăm și de problemele care ne dor astăzi. De-aia sunt aici. Sunt în calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar, nu de sărbătorita zilei. Corect, dar am ținut să bifez și acest moment. Mulțumesc. Să vă urez la mulți ani, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, o zi luminoasă, ca și tuturor celor care poartă numele Mihail, Mihaela, Gabriel, Gabriela și așa mai departe. Din tot sufletul meu vă urez să aveți lumină în viață, să fiți sănătoși și să vă îndepliniți dorințele. Și, nu știu, să faceți în fiecare zi numai ce vreți. Așa vă doresc. Să ajungeți să faceți numai ceea ce vă face pe voi fericiți. Știu, e mult până departe, dar măcar putem încerca. Și acum, haideți să începem să discutăm, doamnelor și domnilor, pentru că, ce să vă spun, avem niște situații foarte, foarte interesante cu vaccinarea, că ne doare vaccinarea, că dacă a început școala, ne doare și vaccinarea. Ce să facem? Ne doare și școala, ne doare și vaccinarea și toate celelalte. Bun. Inspectoratul Școlar, și o să ne explice doamna Andreianu, a făcut o situație cu numărul de unități de învățământ din județ și procentul de vaccinare. Și acum, doamnă, să vedem această situație, această analiză. V-a fost cerută de la Ministerul Educației Naționale? Da, săptămâna trecută. Am trimis odată miercuri procentul cadrelor personalului vaccinat din învățământ. Și în cursul zilei de joi le-am solicitat domnilor directori să mai facă o analiză asupra procentului de vaccinare la nivelul unității. Este vorba de întreg personalul din învățământ, nu doar de cadrele didactice. Adică e vorba de cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic vaccinat cu cel puțin o doză vineri 5 noiembrie. Da, acum să vă spun o chestiune. Analiza e oarecum subiectivă, pentru că unele licee sunt mai mici, altele sunt mai mari, adică
Nu, deci dacă la un liceu cu, nu știu, cu câte cadre didactice, haide să zicem, spre exemplu acesta, ca să discutăm foarte, foarte clar. Nu încerc să știu la ora asta nu, câte cadre didactice dar, sunt. Nu, aproximativ aveți idee. Nu sigur. Sunteți ruptă de realitățile în învățământ. Deci, eu aș zice că nu sunt deloc. Păi asta zic. Liceul Tehnologic Ferdinand are un procent de 92,98%, da? Cam câți are? În comparativ cu, haide să zicem, cu cine? Haideți să mai luăm un liceu. Cu, stați că nu găsesc la Hovari. Cu Mircea cel Bătrân are 81, nu? Cu Mircea cel Bătrân, poftim. Da, nu știu dacă e cazul să comparăm un liceu tehnologic cu un liceu teoretic, pentru că la păi tehnologic... Nu, vorbim de numărul de persoane. Da, numărul de persoane. Ori la liceele tehnologice mai sunt și maestri. Nu știu dacă este cazul să comparăm. Oricum, ca procent, de-aia nu s-a luat numeric, s-a luat procentual. În condițiile în care se ia procentual, indiferent dacă școala respectivă are... 10 cadre didactice, mă rog, așa. 10 persoane angajate sau 100 de persoane angajate, procentul se ia raportat la numărul personalului din unitatea respectivă. Da. Avem cum să spunem că nu este relevant. L-am găsit și pe la Hovari, 66% la Hovari. Da. Bun, haideți, vă rog, cum vi se par dumneavoastră aceste procente? Haideți să discutăm așa. Nu mi se par nici cum, aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea din școlile noastre în ceea ce privește vaccinarea. Astăzi când vorbim, de fapt nu astăzi, ci vineri, pentru că de vineri până astăzi lucrurile s-au schimbat. Sunt într-o continuă dinamică, pentru că dacă vorbim de cele 19 sau 20 de unități școlare care vineri nu îndeplineau condițiile privind rata de vaccinare să intre la școală, vreau să vă spun că astăzi lucrurile s-au schimbat. Mai avem încă 5 unități școlare care ar putea să înceapă să învețe în format fizic. Fizic, nu ăla-i. Nu. Vorbesc de unitățile care vineri nu îndeplineau condițiile să intre în învățare fizică începând de astăzi și între timp îndeplinesc condițiile. Evident că vor trebui să aștepte până vineri, pentru că ziua de referință privind colectarea datelor în ceea ce privește vaccinarea este vinerea. Bun. Datele mi se par, sunt destul de multe cadre didactice și vorbesc aici în principal de cadre didactice care nu erau decise sau erau indecise dacă se vaccineze sau nu și care de miercuri până vineri au hotărât să se vaccineze. Asta nu înseamnă altceva decât că n-au vrut să se simtă responsabile că din cauza lor școala nu începe de astăzi în format fizic și le felicit pentru decizia pe care au luat-o. Sunt multe școli care au un procent foarte bun de peste 75%, eu consider un procent bun. Rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice este mare. Aș îndrăzni să spun că este o rată de vaccinare mai mare decât chiar în sistemul medical. Din acest motiv nu pot decât să-i felicit pe colegii mei că au decis pentru binele copiilor să facă acest pas pentru ca elevii să poată reveni în bănci. Bun. Și acum haideți să discutăm și despre pedagogic. Colegiul Național... Matei Basarabă din Râmnicu-Vâlcea. Cum s-a putut ajunge, doamna Andreanu, la o asemenea decizie când noi toți așteptăm cu sufletul la gură să ne putem trimite copiii la școală? Vedeți, dumneavoastră, este poate... Toți oamenii sănătoși la cap își doresc ca acești copii ai noștri să înceapă școala fizic. Da? Da, eu n-aș lua-o chiar așa. Aș vrea să nu încerc să găsesc circumstanțe nimănui. Știți foarte bine, am declarat-o de mai multe ori în emisiunile dumneavoastră, faptul că îmi doresc ca elevii să învețe în bănci. Sistemul online nu este decât o alternativă la sistemul clasic și care se aplică atunci când nu avem altă soluție. Și a dovedit limitele, știm foarte bine, am folosit acest sistem pentru că nu am avut altă soluție, probabil că îl vom mai folosi pentru că ordinul rămâne în vigoare în cazul în care apare un caz de îmbolnăvire în clasa respectivă. Clasa respectivă intră în online pentru 14 zile.
Da. Adică toată lumea sunt situații. Ne-am adaptat cu toții la această situație. Ne-am adaptat cu toții, folosim învățarea online ca alternativă la învățarea clasică. Perfect. Acum, să fie o alternativă, să nu fie o permanență. Să fie o alternativă, despre asta vorbesc. Înainte de a se lua decizia intrării în vacanță, eram într-o situație destul de critică, cel puțin în școlile mari și în școlile din municipiu. Pentru că erau destul de multe clase care intraseră deja în online, destul de mulți elevi, dar și cadre didactice care fuseseră confirmați cu COVID și nu puteau să vină la școală. Situația în spitale era, înțeleg că încă mai este, Doamne ferește, dar destul de critică. Și atunci destul de multe școli au decis să intre în online pe acest motiv. De asta era înainte de vacanță. S-a luat pauză două săptămâni. Da. Două săptămâni în care se presupune că lucrurile oarecum s-au liniștit. Da. Că elevii n-au mai avut contact în colectivitate unii cu ceilalți. S-a făcut dezinfecția școlilor în această perioadă. Deci existau permisele intrării în online, cu prezență fizică, atâta timp cât și rata de vaccinare din unitatea respectivă o permitea. Acum, în ordinul comun există o prevedere, vorba de articolul 3.2, în care se spune că în funcție de infrastructura și resursele existente în școala respectivă, unitatea de învățământ poate să decide. De ce au decis învățarea online? Bun. Și din alte motive independente de cazurile de COVID. Bun, haideți să vedem care a fost explicația celor de la Colegiul Național Matei Basarab. Deci, până la urmă, știți foarte bine că unitățile de învățământ, cel puțin acum de câteva luni bune de zile, au libertatea de a lua în consiliile lor de administrație deciziile pe care le consideră cele mai bune pentru școlile lor. În ceea ce privește modalitatea de funcționare a școlii. Pentru că nimeni nu știe mai bine decât directorul și profesorii ce se întâmplă în școala respectivă. Păi este foarte clar, pentru că s-a încercat cu această decizie să se ducă exact în miezul problemei. Da? Exact. Acolo, normal că directorul de școală, profesorul care știe pe de la școală, mai bine ce se întâmplă, chiar dacă sunteți informată. Da. Nu aveți cum. Da, eu sunt de acord cu lucrul ăsta, pentru că tot timpul s-a spus, domnule, ne dați directive de sus. Ei bine, nu. Nu este normal, pentru că tu știi mai bine ce este în școala ta decât oricine altcineva. Și atunci li s-a lăsat libertatea, chiar prin acest ordin comun, să decide dacă în școala respectivă este bine sau nu să se desfășoare orele în format fizic sau online. La liceul, la Colegiul Național Matei Basarab, Consiliul de Administrație a decis vineri seara că vor să înceapă cursurile online pe o serie de motive pe care eu, nu știu, poate cu am niște rezerve, de ce să nu o recunosc. Doamna Andreanu, ați fost de acord cu decizia, da sau nu, că e simplu? Păi nu, stați puțin. Nu, am înțeles că nu trebuia să o aprobați dumneavoastră. Ba da. Am discutat-o în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. Așa. Am adus-o mai departe în discuția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Am făcut toți pașii, dar mergând pe principiul că fiecare școală știe ce este mai bine pentru ea și poate să decidă pentru ea, da. Nu văd de ce eu m-aș fi opus unei decizii pe care a luat-o Consiliul de Administrație al unei unități de învățământ, mai ales al unei unități de învățământ cum este Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Unde sunt foarte mulți elevi, sunt foarte mulți elevi, colegiul de elită, fără să jignesc pe nimeni, pe ceilalți colegi pe care îi apreciez și celelalte școli, dar este un colegiu de elită recunoscut la nivel județean și poate la nivel național pentru performanțele obținute. Ce au invocat? Au invocat faptul că sunt mulți elevi navetiști, faptul că nu există teste antigen rapide, faptul că s-au consultat cadrele didactice printr-un formular Google în ceea ce privește
venirea la școală. Așa. Și faptul că nu, cam astea au fost motivele pe care le-au invocat. Ah, și faptul că în, la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab se face un învățământ online de calitate. Patru motive au fost invocate. Uh-huh. Și se face învățământ de calitate online? Asta au spus. Deci asta a fost invocat, că se poate face învățământ de calitate și online. Și online, da. Am înțeles. Da. Astea au fost motivele. Acum, ei au solicitat pentru 7 zile. Ordinul comun nu prevede ca prin CJSU să se dea o hotărâre pentru 7 zile. S-a solicitat, conform legii, o intrare în online pentru 14 zile. Dacă între timp Consiliul de Administrație al Școlii, întrunit până vineri sau vineri, cel târziu, decide că de luna viitoare elevii se pot întoarce la școală fizic, atunci vor trebui să ia o decizie în acest sens, să ne-o trimită în Consiliul de Administrație al Inspectoratului și să o supunem Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și de luni să se întoarcă la școală în format fizic. Dacă vor mai devreme de cele 2 săptămâni cât a fost decis prin CJSU. Am înțeles. Da, este într-adevăr, până la urmă trebuie să fii atent la fiecare lucru în parte, dar eu cred că ceea ce au invocat cei de la pedagogic nu stă în picioare. Dacă mă întrebați mine, nici eu nu cred, dar nu sunt aici pentru ca să judec până la urmă Consiliul de Administrație. Nu mi se pare corect față de elevi în primul rând. Spre exemplu, dumneavoastră puteți să schimbați această decizie? Puteam să schimbăm această decizie în sensul că puteam să nu aprobăm această decizie. Dar atâta vreme cât noi de un an de zile să-și asume ei. Însemna până la urmă să contrazicem tot ceea ce de un an și jumătate încercăm să facem. Da, că școlile au cerut decentralizare, să decidem noi, să facem noi, că nu știm mai bine. Iată că câteodată că a fost o decizie neapărat că a fost o decizie bună sau rea, poate că dacă tot au consultat cadrele didactice din școală, deși și acolo părerile sunt împărțite. Am informații că părerile sunt împărțite și sunt destul de multe cadre didactice nemulțumite de decizia care s-a luat. Care și-ar fi dorit. Poate că reprezentantul părinților în Consiliul de Administrație ar fi trebuit să consulte și părinții în legătură cu... Dar dura foarte mult. Nu dura, pentru că informația, să știți că se poate colecta destul de rapid pe WhatsApp. Există grupuri ale părinților. Există, grupuri așa, ale da. părinților în fiecare clasă, drept care putea să răstoarne această informație astfel încât să fie consultați și părinții în această acum, privință. Doamna Andreea, nu, cred că știți și dumneavoastră câtă nebunie e cu grupurile de WhatsApp ale părinților. Vă dați seama, eu știu, este este foarte important să consulți pe toată lumea. Sunt părinte de elev, îmi place să fiu consultată majoritatea în decizii. Dar această decizie, care înțeleg că trebuia să fie luată rapid, poate nu era timp de atâta consultare, zic. Și poate oamenii ăia care sunt membri ai Consiliului de Administrație, doamna Andreanu, ar mai trebui să-și asume. Că despre asumare e vorba. Mă, când eu știu că vreau să fiu membru în Consiliul de Administrație al școlii unde învață copilul meu. Da? Să vreau să fiu... faptul că ei și-au asumat. Pe asta spun. Ei chiar și-au asumat lucrul acesta. Nu știu de ce. Discutăm foarte mult despre o situație. Păi care mi se pare paradoxală. Importantă. Tocmai pentru că vorbim despre Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Ați spus că este un colegiu de elită. Emblematic, da, pentru județul nostru. Este un colegiu emblematic pentru județul nostru. Asta se vede și la toate. Da, cred că era... Era mult mai bine dacă decizia ar fi fost mai mult gândită. Da, ne întoarcem la discuția despre fizic și online. E bine că avem multe școli în
acest sistem fizic, da? Sper să rămânem cât mai mult, să rămână copiii cât mai mult la școală bănci. Sunt multe, multe de discutat, dar nu vreau să ratez subiectul directorilor de școli. Înțeleg că săptămâna viitoare începeți interviurile. Da, și etapa de interviu. Da, și am înțeles că mulți au fost, puțini au mai rămas. Că asta e și în stânga și în dreapta. Nu, ai doma arhienghelului căruia îi purtați numele. Haideți, doamna Andreanu. Doamna Popescu, da, vă rog. Cifrele vă contrazic. Ia să vedem. Păi, vă anunț. Eu admit că pot fi contrazisă, n-am nicio problemă. 74% dintre cadrele didactice prezente, dintre candidații la concursul de director, da, au luat peste 7. Asta înseamnă că participă la etapa de interviu. 74% este un procent onorabil. Da, da, eu nu mă referam la acest procent. Și oricum m-am tăiat eu, asta este, da? Am înțeles, dar nu mă referam la acest procent. Mă referam la procentul, la faptul că a stăiat și în stânga și în dreapta, adică și PSD și PNL. Eu la asta mă referam. Directorii nu cred că... Hai, poate nu cu carnetul de partid. Și PSD, da? Sau directorii, da, sunt directori. Deci trăim pe planeta Pământ amândouă, trăim, da? Pe planeta Pământ, exact. Bun. Știm cum se întâmplă lucrurile. Știți și dumneavoastră, știu și eu. Doamna Popescu. Da, doamna Andreanu. Acest concurs nu a fost cu dedicație nici pentru roșu, nici pentru galben, nici pentru albastru, nici pentru nicio altă culoare. Da. Acest concurs a fost pentru director de unități de învățământ, care trebuiau să... Da. Facă de proba scrisă pentru a intra în proba de, la proba de interviu, pentru a promova un concurs. Faptul că unii au fost mai inspirați, alții mai puțin inspirați, și o spun cu foarte multă seriozitate, unii mai inspirați, unii mai puțin inspirați, pentru că subiectele au fost formulate diferit, da, față de alte concursuri, astfel încât nu toți au fost pregătiți pentru genul acesta de întrebări. Toți directorii, toți candidații s-au prezentat onorabil. Nu am avut decât o notă sub 5 la concursul de director. Ceea ce înseamnă că s-au prezentat, s-au pregătit, da? Puntajul la început de la 0. Da. S-au pregătit. Doar că unii dintre ei, întrebările au fost destul de diferite, să le spun, față de alte concursuri, astfel încât unul din patru nu a reușit să se concentreze suficient de bine încât să treacă de proba scrisă. Nu are nicio relevanță culoarea politică și cred că am demonstrat lucrul acesta acum. Dacă altcineva are altă părere sau dacă altcineva încearcă să facă speculații, eu îl rog cu cea mai mare responsabilitate să vină și să spună concret. Păi vă dau imediat concret, dar până vă rog, stabilesc concretul. Vreau să vă întreb, doamna inspector general, ce părere aveți despre faptul că elevii solicită realizarea unui control psihiatric ministrului Sorin Câmpeanu? Și vă spun că este... Doamna Popescu. Este... Doamna Popescu. Sunt mai multe asociații de elevi. Da, înțeleg, numai că nu vreau să discut acest subiect, pentru că mi se pare neserios din partea mea să discut un astfel de subiect. Da, poate... Nu. Deci... Aceste asociații de elevi, vreo 5 la număr, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din Maramureș, Asociația Elevilor din Bacău, bineînțeles că nici Vâlcea nu putea să lipsească din peisaj, din București și Ilfov, și ei, elevii, în urma declarațiilor cu privire la deschiderea școlilor, consideră că Sorin Câmpeanu este inapt psihic să-și exercite atribuțiile și solicită realizarea de urgență a unui control psihiatric, deoarece deciziile acestea reprezintă un pericol social pentru elevi, părinți și cadre didactice. Eu sunt foarte curioasă care ar fi opinia AVE vis-a-vis de decizia celor de la pedagogic de a începe școala online. Vă rog, comentați un pic. Nu vreau să comentez. Nu doriți să comentați. Nu, mi se pare neserios să comentez un astfel de titlu. Bun.
Deci avem un candidat, doamna Andreanu, deci nu-ți dori să comentați așa ceva cu controlul psihiatric. Eu cred că e necesar în multe cazuri acest control psihiatric. Mi se pare tupeu din partea elevilor, dacă mă întrebați pe mine, să solicite așa ceva, pentru că totuși cred că trebuie să ne convine o decizie, trebuie să o respectăm. Eu cu elevii am avut o relație corectă de un an și jumătate de când sunt la inspectoratul școlar, cel puțin asta îmi place să cred, atât cu Asociația Vulceana a Elevilor, cât și cu Consiliul Județean al Elevilor. Dar nu pot să fiu de acord cu astfel de afirmație și nu vreau să comentez o astfel de afirmație total neserioasă. Da, așa e, aveți dreptate. Deci, îl avem pe domnul Ciucă, care, uite, înțeleg că a picat examenul, ce face? Nu se mai plictă la interviu? Nu vreau să discut pe nume. Nu discutăm pe nume? Nu vreau să discut absolut nimic pe nume. A picat. Că deci de-aia probabil că nici nu și-a asumat. Nu? Rezultatele candidaților noștri au fost așa cum a cerut și procedura anonimizată. Domnul director de la școala numărul 5, a picat și el? Nu pot să vă dau niciun fel de... Nu este o lipsă de transparență, pentru faptul că acest concurs este în desfășurare și știți și mai multe de protecția datelor cu caracter personal. Atâta vreme cât persoanele respective au cerut anonimizare, nu pot să vin să dau nume sau să... Bun, deci înțeleg că e emoție mare, e dramă mare cu acest concurs. Nu cred că este dramă mare. Practic, sunt într-adevăr câteva unități de învățământ unde există competiție și spun foarte serios competiție și cred că niciodată nu strică această competiție între persoane, indiferent de funcția la care pentru care se candidează. Nu este dramă. Procedura de interviu este foarte clară. A fost publicată și pe site-ul nostru acum o săptămână și ceva, cred. Practic începe luni. Vor fi mai multe comisii. Se vor programa pe parcursul a 3 săptămâni, de pe 15 noiembrie și până pe 8 decembrie. Candidații trebuie să parcurgă în decursul unei ore, să treacă prin mai multe etape. Prezentarea unei strategii referitoare la unitatea de învățământ pentru care candidează, o probă de aptitudini pe calculator și o situație problemă stabilită de către comisie în dimineața zilei respective, la care candidații trebuie să răspundă. Pentru ca să promoveze și etapa de interviu, ar trebui să aibă minim nota 7. Da. Iar dacă sunt mai mulți pe loc, atunci se va face o medie între nota pe care au luat-o la scris și nota pe care au luat-o la interviu. Din echipa de interviu, din comisia de interviu, va face parte un reprezentant al inspectoratului școlar, un reprezentant al unei companii care are departament de resurse umane sau al unei universități și avem până la ora asta, cred că vreo 12 sau 13 companii și universități care și-au arătat deschiderea de a veni la interviu și vorbesc aici doar de companii mari, pentru că e vorba de firme care au... Pe final, că mai avem foarte puțin, doamna Andreanu. Doi reprezentanți din școală și unul de la autoritatea locală. Există posibilitatea ca inspectoratul școlar să numească vreun director în Vâlcea asta fără concurs? Dacă la școala respectivă nu a existat niciun candidat, atunci, din ianuarie va trebui să se numească altcineva, că nu să rămână școala fără director. Și pe ce criterii o să-i numiți?
pe aceleași criterii pe care le-am numit și înainte, adică va fi o procedură transparentă. A fost, va fi o procedură transparentă. Păi să rămânem transparente. Îmi pare foarte rău. M-am uitat, că în urma provocării pe care mi-ați lansat-o data trecută, m-am uitat să văd dacă găsesc cumva vreo portiță în metodologie, astfel încât să pot invita și presa. Nu există, din păcate, observatori, nu pot fi decât reprezentanții elevilor, părinților și sindicatelor. Știți ce se întâmplă? Noi avem încredere în dumneavoastră, mai avem și noi sursele noastre. Dar cu sarcasmul ăsta nu prea. Ați văzut? Ba da, nu. Chiar am simțit că sunteți sincere în răspunsurile dumneavoastră. Așa și sunt. Avem și noi surse. Mai aflăm una alta, ne mai confundăm. Aș prefera să luați informația direct de la surse decât păi, de dumneavoastră. Uite, dumneavoastră, nu le spuneți așa cu subiect și predicat că respectați GDPR-ul. Ce să fac? Trebuie să respecte. Trebuie să vorbesc cu oameni care nu respectă GDPR-ul. Atunci, vedeți? Despre asta este vorba. Atunci vă rog să aveți rezerve în ceea ce privește nu știu, exactitatea informațiilor pe care le primiți. Analiza aceasta o fac eu și cred că de fiecare dată mi-a ieșit bine, ca să zic așa. Eu vă mulțumesc, doamna Andreanu, pentru prezență. Urmărim cu mare interes acest concurs pentru numirea directorilor în școli și în licee, da? Și așteptăm de asemenea vești bune în privința a modului cum mergem la școală. Sper să rămână fizic. Aceasta este principala preocupare. Spre exemplu, ultima întrebare. Cât stau cei de la Pedan online? 2 săptămâni? Asta vă spuneam mai devreme, că în mod normal hotărârea CJSU este pentru 2 săptămâni. Dar dacă în Consiliul de Administrație al școlii vineri se decide ca de luni să le întoarce la școală, atunci se pot întoarce și de luni. Da, trebuie să este decizia Consiliului de Administrație al școlii. Bineînțeles. Și domnul Ciucă ce să facă dacă a picat? Nu mai avut forța, forța necesară. Consiliul de Administrație al școlii este format. Știți că un lider, știți? Da, bas cu pumnul masă să spui, băi, da, dacă tu mai luat un curs de director, unde este să mai faci? Participativ. Da. Poate că este participativ. Să fie participativ și democratic, zic. Da, da. E bine așa, nu? Așa bun. Și este. Și haideți să rămânem în această notă optimistă de participațiune și democrație. Să sperăm că și drepedea vor merge la școală fizic. Doamne și domnule, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Am avut-o astăzi pe, alături de mine pe aniversata zilei, Mihaela Andreanu. Mi-ai spus la mulți ani. Noi ne revedem mâine de la 15:15. Am o dezbatere politică foarte interesantă. Vă rog să nu o ratați. La revedere! La revedere!